Mă iau de soție ca să mă iubesc pe vecie. Femeile care își iau rochii de mirese și dau petreceri de lux ca să se mărite cu ele însele. Când a deschis cutia în care se afla inelul de logodnă, a izbucnit în lacrimi. Era inelul la care a visat toată viața, probabil pentru că femeia în vârstă de 40 de ani este cea care l-a creat special pentru momentul în care avea să se ceară singură în căsătorie, relatează Insider. În timpul pandemiei, Carter, un cosmetolog și instructor de fitness, a îndurat luni de zile de izolare față de prieteni și familie. Fiind o femeie singură, a dorit să își reamintească faptul că va putea să treacă peste aceste vremuri grele pe cont propriu. În ultimă instanță a decis să își afirme această forță interioară prin căsătoria cu propria persoană. Anul trecut, Carter și-a depus jurămintele de față cu sine într-o ceremonie surpriză organizată în Florida, la care au participat 40 de prieteni și membri ai familiei. Pandemia mi-a reamintit că am nevoie ca eu să fiu fericită, a spus Carter. Nu am vrut să mă simt singură sau să fiu singură din cauza că nu aveam un partener sau pentru că nu aveam o relație. Carter este una dintre zecile de persoane singure din toată lumea care au adoptat conceptul de sologamie, un fel de monogamie la care participă o singură persoană. Căsătoria cu propria persoană nu este un act legal, nu primești scutire de la taxe și îți păstrezi libertatea de a te căsători cu cine vrei în viitor, fără să fie nevoie să divorțezi de tine însuți mai întâi. De aceea este și atât de greu de spus câte femei s-au căsătorit cu ele însele până acum, relatează Digi24.ro.